Am și eu la dumneavoastră o întrebare. Ne ascultăm. De 2-3 ani stau la curte, atât în grădină cât și în solar, plantele mele nu se mai dezvoltă. Îmbătrânesc. În loc rădăcinile să crească, să se adâncească în pământ, fac niște rădăcini aeriene, plata îmbătrânește și rămâne la aceeași înălțime cum i-am pus, luni de zile. Solul acolo îl săpați destul de adânc, așa la 15-20 de centimetri? Da. Bun. Ia încercați dumneavoastră acum în perioada asta, dacă îl puteți săpa sau dacă e săpat, să adăugați produsul Teracalco. Teracalco, produsul, da? Teracalco. Da. Și în primăvară, la plantare, să folosiți îngrășământ complex. Vedeți că în comerț sunt mai multe tipuri de îngrășăminte complexe. Să aibă pe sac 3 cifre, să scrie 20, 20, 20 sau 16, 16, 16 sau 15, 15, 15, da? Stați mai puțin că nu v-am înțeles. Deci e Teracalco. Calco. Și apoi? Și după aceea, în primăvară, când pregătiți terenul să plantați sau să semănați, așa, să adăugați la sol, după ce, când îl pregătiți, un îngrășământ complex. Îngrășământ complex. Să aibă 3 cifre pe sac. Și care sunt cifrele alea? 3 cifre să fie 20, aproximative. 20, 20. Am înțeles. Sau 16. Cel mai bun e ăsta cu 20, 20, deci 20. Trebuie să aibă cifre identice, pentru că atunci când cifrele nu sunt identice, înseamnă că acolo unde cifra este mai mică, încărcătura de acel element este mai mică. Deci prima cifră este adresată azotului, a doua fosforului și a treia potasiului. Ca să înțelegeți de unde sunt aceste 3 cifre. Acestea se adaugă în grăsămițele astea. Da, sunt granulate și le aruncați pe sol, le împrăștiați și le încorporați în sol cu grebla. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare drag și pe perioada vegetației puteți să veniți cu un supliment de elemente nutritive aplicând îngreșămintele foliare. Noi tot vă spuneam că îngreșămintele foliare vin în completarea celor aplicate la sol și niciunul nu se pot elimina reciproc. Adică dacă nu putem aplica doar complex și să eliminăm foliarele și nici viceversa. Foliarul niciodată nu va ține loc de îngreșământ complex aplicat la sol.